Ultimele verificări la noile semafoare instalate în intersecția de la Poarta Crângului au fost finalizate. Începând de astăzi, toate dispozitivele de semnalizare optică vor funcționa pe culoarea galben intermitent. Ne apropiem de finalizarea lucrărilor. Am instalat corpurile de semafor. Începând de astăzi, după amiază, va funcționa în galben intermitent. Până marți, la prânz, după amiază, când le vom pune în funcțiune cu program normal. Este obligatoriu ca semafoarele să funcționeze pe culoarea galben intermitent cel puțin 48 de ore, pentru ca participanții la trafic să se obișnuiască cu ele. Pentru prima dată la Buzău, intersecția este prevăzută și cu senzor de trafic. Aceștia au rolul de a prelungi timpul de funcționare pentru culoarea verde în cazul în care, pe sensul respectiv, se formează o coloană mai lungă de mașini. Mai avem de montat 3 bucăți, am montat deja unul, până marți va fi gata tot. Și, eu știu, mai trebuie făcute ceva modificări în zonă? Da, va trebui deplasată stația de autobuz, mutată mai spre Micro 14, pentru că fiind la numai 20-25 de metri de semafor, se vor crea probleme la plecarea autobuzului din stație și chiar și la oprirea acestuia. De asemenea, semafoarele de la Crâng sunt dotate și cu instalații de semnalizare acustică pentru persoanele cu deficiențe de vedere. De săptămâna viitoare, intersecția dintre bulevardele Bălcescu și stadionului va funcționa exclusiv după regulile impuse de noua semaforizare.